În prima sa epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel abordează aspecte specifice trăirii creștine în condițiile de atunci și ne lasă și principii general valabile. În capitolele 8 și 9, el subliniază valori precum libertatea și iubirea. Dorința lui Dumnezeu este ca să trăiești pe deplin liber. Murind pentru tine, Iisus Hristos te-a eliberat de povara religiei și a religiozității, astfel încât poți trăi în pace, onorându-L pe El. Desigur, asta nu înseamnă că suntem liberi să trăim după cum ne taie capul. Cuvântul lui Dumnezeu arată clar că anumite comportamente sunt total nepotrivite cu statutul de copil al lui care pretinde că îl cunoaște pe Iisus Hristos care este Mântuitor. Dumnezeu nu dorește să fii confuz sau frustrat în legătură cu modul tău de viață. Dorința lui este ca să te simți liber, pentru că ești într-adevăr liber. Iată câteva lucruri pe care să le eviți. Întâi, o atitudine țanțoșă, îngânfată, prin care dai impresia că știi și poți mai multe decât ceilalți. Dumnezeu întotdeauna respinge mândria, pentru că o urăște. Arăți că trăiești liber când te raportezi la ceilalți cu smerenie și respect autentice. În al doilea rând, nu face paradă, nu ți-e tala libertatea. Nu fiecare credincios este suficient de matur în umblarea sa cu Iisus. Deci s-ar putea să nu se simtă confortabil cu ceea ce altădată îi provoca probleme. De exemplu, Biblia poruncește ucenicilor Domnului să nu se îmbete, ci să fie umplut de Duhul, scrie în Efeseni 5, versetul 18. Dar nu poruncește expres că n-ai voie să pui gura pe nicio picătură de vin. Dacă Domnul Iisus tocmai a izbăvit pe cineva dintr-o viață ruinată de alcoolism, pentru acea persoană s-ar putea să fie o încercare prea grea și o ispită să vadă un alt creștin care, în virtutea libertății sale, are un pahar în față. Ai înțeles, nu? Dumnezeu vrea să învățăm din cuvântul Său cum să menținem echilibrul între libertatea în Hristos și grija pentru cei care sunt încă sensibili față de anumite practici din trecut. Domnul dorește să trăim astfel încât să-L onorăm pe El, dar în același timp să dovedim și atenție și preocupare pentru cugetul și încredințările celorlalți. Asta cere răbdare, iubire și grija de a nu fi pricină de potignire sau cu atitudine de judecată în ce îi privește. Dumnezeu vrea să ne pese de bunăstarea spirituală a fraților și surorilor în Hristos și să nu defilăm cu libertatea noastră după buna plăcere. Libertatea noastră în Hristos nu ar trebui în niciun moment să cauzeze cuiva bătăi de cap, probleme de conștiință sau abateri de la credință. Asta ar arăta că n-am înțeles deloc motivul pentru care s-a jertfit Iisus Hristos. Dumnezeu ne cheamă să trăim vieți disciplinate, concentrați ca niște atleți care se pregătesc pentru olimpiadă. Asta presupune să ne menținem în formă, spiritual vorbind, ținându-ne în frâu gândurile și emoțiile, sensibil la poruncile și indicațiile cuvântului lui Dumnezeu, să dorim să sfârșim cu bine și biruitori alergarea credinței, pentru ca în felul acesta să-L glorificăm pe Dumnezeu și să-L putem auzi spunându-ne: bine, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău, cum scrie în Matei 25, versetul 21.